La utilități, pensionarii cu invaliditate, persoanele care beneficiază de ajutor social și persoanele cu handicap, toți cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună, sunt printre cei 4 milioane de beneficiari ai acestui card. Plata se realizează la orice oficiu poștal, direct la poștaș sau online. Apoi veți primi dovada plății și soldul rămas. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2000 de lei. Mai multe informații pe site-ul mfe.gov.ro sau la telefon 031 99 66. Astăzi punem murături, morcov și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, decât moșul care împarte darurile. Munciți, fetelor, munciți. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta 10 dacii noi pentru voi. Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, decât moșul care împarte darurile. Munciți, fetelor, munciți. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta 10 dacii noi pentru voi. Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 Deva. Dacă ieri am vorbit despre politicieni cu frații Stroia, astăzi vorbim cu politicieni, dar nu despre frații Stroia, despre multe alte aspecte ale vieții politice, cu doamna Raluca Bugnar, președinta Organizației Județene PUSL Hunedoara, Partidul Umanist Social Liberal și totodată coordonatora Departamentului pentru Transilvania. Bine ați revenit în studio. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vă mai gândiți la politică sau vă gândiți la sărbători? Tot timpul ne gândim la politică, adică și în weekend am făcut și politică, suntem activi, le împletim. Sărbătorile cu politica, toate trebuie să meargă mână în mână, nu putem să lăsăm nimic deoparte. Când vă propuneți să luați așa o pauză? Nu mă refer generic, așa, parțială, da, că înainte de 2024 nu se prea gândesc politicieni la pauză sau cel puțin așa. Nu prea ne gândim la pauză, doar mici perioadă de relaxare, să zicem așa, când le așteptăm pe Moș Crăciun. Așa, că tocmai vorbeam de aveți o fetiță să vă trăiască. Mulțumesc. Va trebui să impună, mulțumesc și eu, să vă impună să treceți de la partea politică la partea de sărbători. Da, cadou, Măriuca deja se pregătește, le așteaptă pe Moș Crăciun, cântă, deja învață poezii la grădiniță, mi le cântă și mie. Mai cânt și eu cu ea și îmi spune: taci, eu cânt, tu ascultă, așa că nu pot să fac decât să mă supun. Acasă nu sunt șefă, am șefă. Eu mă gândesc că de multe ori am ajuns să apăr oamenii politici, în special mai ales cum aveți copii, despre unii am spus, dom'le, nu au cum să fie rău intenționați, pentru că la urmă noi se gândește și la copii. Nu poți să faci ceva care să știi că produce, n-ați vota, zic acum generic, nu-i cazul nostru, împotriva construirii unei grădinițe sau amânarea unui proiect de genul ăsta, știind că face rău altor copii. Așa este, dar uite, mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că chiar înainte cu 2 minute să intrăm în emisiune, am primit pe grupul intern al partidului
foarte multe articole care au apărut astăzi în presă, date de colegii mei, au lansat o scrisoare deschisă către președintele Camerei Senatului, domnul Nicolae Ciucă, deoarece legea propusă de PUSL împotriva consumului de droguri și combaterea consumului de droguri este blocată la Senat. Și colegii mei au ieșit în presă publicând această scrisoare deschisă, pentru că mi se pare că nu este cazul să blocăm o lege de acest gen, și fac și un apel pe această cale, dacă tot mă aflu aici, să tratăm cu seriozitate aceste lucruri, pentru că este vorba de copiii noștri, de cetățenii României, de siguranța noastră, și este până la urmă un lucru de interes major pentru țara noastră, ca să nu-l numesc interes național. Eu vă dau 100% de dreptate, pe de altă parte sunt și șocuri politice de tipul ne-au propus o lege, o blocăm, că uite avem noi o altă lege și să cine iese în față primul, păi, nu? Știu, dar aici trebuie să primeze cetățeanul. Absolut. Și nu jocurile politice, pentru că, repet, este vorba de siguranța cetățeanului. Ați văzut că foarte mult în ultima vreme ies fel și fel de cazuri la lumină, care până acum eu n-am auzit de atâta, nu știu, persoane care au fost depistate că au consumat droguri sau că vând droguri sau că dețineau droguri asupra lor, ceea ce este un lucru foarte grav. Ați văzut accidentul de la 2 mai, adică sunt lucruri care zic eu că nu mai țin de politică, ci țin de responsabilitatea oamenilor politici și de asumarea legilor și a faptului că ești acolo, da? Trebuie să-ți faci datoria. La fel ca oricare dintre noi, ei au jobul lor. Absolut. Și vă apropo, pentru că când a fost fiica mea elevă, am stat cu emoții un an, doi, trei, pentru că anturajele sunt câteodată foarte, foarte periculoase. Așa, cred că nu veți dori să stați cu frică în momentul în care fiica dumneavoastră va ajunge să treacă prin forme de învățământ care, să zicem, sunt predispuse la influențe nocive din partea anturajului sau a dealerilor. Da, așa este. Așa fel încât o asemenea lege probabil că evită. Trebuie să o tratăm cu seriozitate, mai ales că este depusă de 3 luni. Adică 3 luni, totuși, este un timp destul de lung. Astfel de legi, zic eu, că ar trebui să treacă cu celeritate și foarte rapid. Adică să nu ne gândim, mai ales că PUSL a venit cu o variantă de lege foarte bună. Da, cu pedepse foarte aspre, pentru că până la urmă asta avem nevoie, de legi. De legi aspre, că atunci oamenii o să se gândească de 2 ori înainte și să vândă și să consume și să crească, mă rog, diferite plante de acest gen, nu știu că nu mă pricep exact și nici nu vreau, sinceră să fiu. Da, o să-mi notez și când la viitoarea dumneavoastră prezență în studio chiar o să fiu interesat să văd care este mersul acestei legi. Pe de altă parte, știu pentru că mi-ați spus, evident, la sfârșitul săptămânii la care ați făcut trimitere, că a fost o activitate foarte intensă, ați avut o activitate, un eveniment, fiind coordonatoarea departamentului pentru Transilvania, iată că orașele mari intră în neacademic spus parohia dumneavoastră politică, da. un eveniment care face trimitere spre siguranța copiilor. Da, am avut la Sibiu o acțiune, Manifest pentru siguranța copiilor noștri, pe care am desfășurat-o cu colegele mele de la București și cu colegii de la Vâlcea. A fost prezentă Lavinia Șandru și Simona Man și colegii de la Vâlcea. Sibienii au primit foarte pozitiv manifestul nostru, acțiunea noastră, mai ales că știm cu toții ce s-a petrecut la Sibiu. Na, nu este, da, chiar, nu știu, parcă nu te mai simți în siguranță, dar s-o citez pe Lavinia, cum a spus, România nu este un stat eșuat. Totuși, poliția s-a mișcat repede. Dar aici, vedeți, din nou revenim. Trebuie să avem cadre instruite, să fie instruite mai mult. Atunci când sunt recrutați, să treacă printr-un proces mai amplu de recrutare și mai amplu de școlarizare și de instruire pe toată perioada. Da, în cazul acesta s-au mișcat foarte repede, nu avem ce să reproșăm.
au avut mici deviere, ați văzut că au ridicat pe altul, deci aici vine lipsa, foarte repede, deci lipsa de instruire, da, dar provoacă oarecum, vedeți, un dezechilibru în societate și nu știi ce să mai crezi, pentru că tu ca simplu cetățean, sau noi ca simpli cetățeni, sigur, nu avem nici informațiile dânșilor, nici instruirea dânșilor și nu știm la ce să ne așteptăm și cum să reacționăm, pentru că siguranța este înainte absolut de toate. Deci a fost un succes. Practic, trebuie să acoperiți toate județele, toate orașele mari din Transilvania. Da, da. Mai ales au fost... am văzut că colegii noastre au pus pe ecran mânuțele care le-am pus și acolo au scris mesaje. Vrem siguranță. Vrem siguranță în școli. Iarăși ne întoarcem la consumul de droguri, care este, se pare, problema anului. Și bullying-ul este, chiar ascultam niște, da, bullying-ul este, care, da, este mascat, este, dar se pare că este o prezență constantă. Unii copii nici nu-și dau seama, practic, că fac bullying sau sunt supuși unor acțiuni. Da, adevărat, dar vedeți, foarte multe lucruri vin din familie. Cred că și aici pe USL-ul, iarăși, foarte mult vizează pe eliminarea prăpastiei dintre bogați și săraci, da? Venind, făcând o paralelă. Acum, sunt persoane cu mai multe posibilități sau cu mai puține posibilități. Din familie trebuie să plece acest lucru că diferența dintre copii nu trebuie să se facă. Nu este vinovat un copil, de exemplu, că nu are posibilități sau că alt copil are mai multe posibilități. Eu cred că din familie trebuie explicat că toți copiii sunt egali și trebuie tratați așa. Lucru care, din păcate, nu se întâmplă. Nu, da, se aici întâmplă. Așa este, din familie ar trebui să-i se seteze niște valori care să determine, să-i vadă pe toți care nu ceilalți au legătură cu bogăția sau sărăcia, ci au legătură cu educația și cu toleranța și cu să-i ajutăm pe cei de lângă noi dacă au o problemă sau, mă rog, diverse situații. Nu cred că trebuie să educăm așa pe copiii noștri, să educăm în ghilimele, să-i învățăm așa. Nu este un lucru bun, pentru că fiecare dintre noi poate ajunge într-o situație similară și atunci nu cred că ar fi plăcut să-ți vină acasă copilul plângând că a fost pus într-o situație jenantă, pentru că ei sunt copii la urma urmei. Tot sfârșitul de săptămână a adus și o acțiune politică pură, să spun așa, la județul Timiș de data asta. Da, colegii mei de la Timiș, în frunte cu Maria Grapini și cu Titu Bojin, care a fost ales președinte cu funcții depline la alegerile județene de la PUSL Timiș de sâmbătă, au organizat un eveniment politic de amploare. Am fost mândră de colegii mei să văd că au 500 de membri în sală, se și vede pe ecran, că sala este plină. Adică vorbim pe concret, nu... Pe concret, da, pe imagini. Da. Și da, ne pregătim și noi la Hunedoara pentru alegeri. Da, se vede forța partidului, se vede că vin oameni care pot să facă și le place politica, le plac oamenii, au avut rezultate și vor avea rezultate și care au atenția focusată spre binele cetățeanului. Acum, la Timiș este și o situație extrem de particulară. Doamna Grapini a fost și rămâne un portapel al partidului, foarte vizibilă și foarte mediatic, vizibilă, da, foarte activă. Da, și trebuie să o laud. A fost o organizare de nota 10 împreună cu colegii dânsei de acolo, repet, dar ireproșabil. Da, adică 500 de persoane nu-i puțin deloc. Nu este puțin, dar PUSL Timiș a crescut foarte mult. A și colegul nostru Titu Bojin a și citit raportul de activitate acolo și a spus că a preluat în martie organizația Timiș la 44 de filiale și acum aveau undeva la 80, adică a dublat-o. Da. Ce vă propuneți în județul Hunedoara? Că a spus că vă pregătiți de alegeri. Când vor fi? La anul vor fi, că acum în decembrie. Numai dacă angrenăm și pe Moș Crăciun în alegerile noastre. Undeva probabil în luna februarie vor fi și, deci, în județul Hunedoara. Deci totuși nu mai este mult. Nu mai este mult, ne pregătim și noi. Am luat aminte de la colegii noștri
lucrurile bune, am învățat ce era de învățat și ne pregătim, sigur, și aici cu membrii, simpatizanții noștri, ca să avem o conducere cu funcții și puteri depline. Ce vă propuneți, dacă mă gândesc că o să candidați? Sau care este structura confruntării electorale? Inclusiv președinta organizației județene, nu? Da, bineînțeles, sunt președinte interimar acum. Președinte, biroul executiv, vicepreședinții. La Timișoara s-au lansat și candidații pentru primării, inclusiv la primăria Timiș, colegul nostru Ștefan Belanco, care este un antreprenor de succes în Timiș, Timișoara. Da, deci am fost mândră să văd că a urcat pe scenă candidați pentru toate primăriile. Bravo lor! Veți să vă candidați la Deva? Vedem, noi suntem, studiem. Nu vreau să anticipez nimica, studiem. V-am spus că nu vom ieși cu cineva doar ca să ieșim. Adică nu, filozofia mea și strategia mea este, dacă vom ieși cu cineva să candideze, va fi cineva care are șanse. Dacă nu, probabil vom susține pe cineva care considerăm că merită și poate să ducă orașul ăsta unde trebuie să fie. Da. Din punct de vedere al dezvoltării, bineînțeles. Dar am înțeles tot de la dumneavoastră că veți merge pe liste proprii. Da, pe liste proprii vom merge. Pentru asta și vedeți că s-a dat startul la Timișoara și se vede că partidul are forță. Adică nu mi s-a părut nicio diferență între congresul unui partid mare, ca să nu fac publicitate, da, și PUSL. Adică am fost mândră că fac parte din PUSL și că și noi putem. Deci se poate, fapte nu vorbe. Da, într-adevăr, uitându-mă și eu la imaginile pe care le-am avut pe ecran, să vezi că, într-adevăr, cum a spus, 500 de persoane, orice partid mare la Deva, să spunem, probabil și la Timișoara, cam așa arată și congresul unui partid mare. Deci nu a diferit cu nimic. Nu e o sală mică, să pară mulți. A fost o sală mare plină. Și au fost invitați de la toate partidele, au fost și deputați și de la Brăila, au fost și de la noi, de la Deva, deputatul Iulius Fizacaș, cred că stau, de la Ruteni. Da, a fost subprefectul de Timiș și au fost mulți invitați și da, am fost mândră. Mă repet încă o dată de colegii mei, este plăcut să vezi când lucrurile merg în direcția bună. Succes în avans pentru alegerile din februarie. Să fie, ne pregătim temeinică. Adică vă dați seama că dacă la Timișoara s-a dat startul așa, i-am și spus Mariei, Maria, noblesse oblige, adică dacă tu ai avut 500, eu trebuie să am undeva la 600-700, adică trebuie să ridic ștacheta pentru următorii. Mă gândesc că va fi și dânsa la, dacă va fi prin țară, să vă onoreze cu prezența, sper pentru că are sper un efect mobilizator asupra membrilor. Mobilizează, da. Este un lider înnăscut. Agenda politică este făcută și de ceea ce se întâmplă, mă rog, cum a fost accidentul nefericit de la 2 mai, care iată a determinat o propunere legislativă referitoare la consumul de droguri, dar în egală măsură și de legislația care apare, iată, după foarte multe probleme, discuții, contradiscuții, a fost promulgată legea pensiilor. Cum vă raportați la această nouă lege, știind că principala critică adusă a fost că de unde vin banii? Asta a fost principala critică. Acum sunt diverse voci, ați văzut. Rămâne să vedem la anul. Bănuiesc că dacă a fost adoptată și propusă și asumată, se vor găsi și banii, bineînțeles. Eu zic că sunt bani, părerea mea. Din ce am studiat și eu și din ce am citit, mă asigur că opoziția mereu asta face, nu? Bagă bățul prin gardă, adică nu sunt bani, sunt bani. Eu zic că guvernanții, dacă și-au asumat-o, cu siguranță trebuie să găsească și banii necesari și să sperăm că noi vom împrumuta de la femei. Da. Și eu mă gândesc la asta și mă gândesc la cei care într-adevăr trăiesc din pensii mici, având în vedere că în ultimii ani inflația a crescut. Și țin minte acum cu niște ani în urmă cu la fel o lege controversată oarecum, a fost promulgată de PSD și mama mea a ajuns de la vreo 1200 de lei pensie la vreo 1800 de lei pensie, adică la o pensie cu care putea trăi. Și deși simpatiile ei politice, bine, are o vârstă, simpatiile ei politice
nu mai știu acum care sunt, dar erau spre PNCCD, nu a ezitat să spună, au făcut foarte bine că ne-au mărit pensiile, din considerente nu politicianiste, ci din considerente efectiv pragmatice. Da, cred că ultima mărire de pensie a fost în 2019, când a fost tot PSD la guvernare, dacă nu mă înșel. Acum este o coaliție PSD-PNL și au asumat-o. Este foarte bine. Este bine că se rezolvă și inechitățile dintre pensionari care erau. Să sperăm că va fi pozitivă, așa cum este prezentată. Nu sunt un specialist pe acest domeniu. Am ascultat cu atenție ce a fost prezentat, am citit, dar nu pot emite păreri, să zic, avizate. Așa de amator, să spun. Este, având în vedere că ați fost și am tot făcut trimitere, când a fost cazul, ați venit cu specialiști, sunt unor de apreciat aceste opinii ale oamenilor politici care pot să spună, doamne, nu mă pricep la chestia asta, pentru că la un moment dat talentul unui lider constă nu în a ști tot, pentru că la foarte mulți ajung, după ce ajung într-o anumită poziție, brusc știu tot. Da. Am avut unul care știa tot, foarte puțin au puterea să zică, doamne, nu știu chestia, dar o să mă interesez și o să întrebam pe cineva în partid care știe. Da, noi avem pe colega noastră Doina Pârcolabu, care lucrează în Ministerul Muncii și chiar este o persoană avizată și bănuiesc că cu siguranță a fost și ea implicată în această muncă la legea pensiilor și, repet, cred că s-au strâns specialiști acolo pentru că așa este normal. Și eu când am participat la grupul de lucru pentru legea minelor, la fel, au fost undeva la 40-50 de persoane care participau acolo și a ieșit un draft bun, doar că a rămas undeva blocat prin sertarele SGG-ului. Poate o să-l găsească acum, cine știe. Oamenii se uită la... Câteodată mi se pare că sunt probleme foarte importante ale țării și sunt categoric, dar atenția sau modul de reacție a opiniei publice este imprevizibil, în sensul că nu le-aș numi cancanuri, dar anumite aspecte, și o să înțelegeți unde vreau să bat, fac pe de o parte deliciul privitorilor, pe de altă parte nasc un sentiment de revoltă, de jenă și de dezamăgire. O să sunt eu moderator de televiziune, dar sunt și telespectator la televizor și v-aș întreba cum ar trebui să ne raportăm la turneul președintelui Iohannis într-o vreme în care vorbim despre deficite bugetare, despre, iată, de unde scoatem bani pentru legea pensiilor, ce trebuie făcut, vine iarna, cât o să fie de grea, cresc prețurile, scade, Da. Am înțeles unde bateți. Acum, rolul președintelui, normal, este să se ocupe de politica externă, nu de treburile care țin de treaba guvernului. Este normal, și mediator, adică în momentul în care vedeam că Rareș Bogdan se aricește la nu știu cine cu ceasul Rolex de 30.000 de euro, mă rog, asta așa o răutate. Da, nu este vorba de răutate, este vorba că ar fi bine ca acest gen de politicieni să nu se scoată în valoare doar pe ei și să fie vorba doar despre ei, ci să reprezinte cetățenii așa cum au promis când au fost aleși în acele funcții în care sunt. Revenind la președintele Iohannis, eu nu am văzut agenda de la Palatul Cotroceni. Bănuiesc că a fost o vizită de stat. Sunt două tipuri de vizite, oficiale și de stat. Deci au fost, da, discutăm oportunitatea, ce s-a întâmplat acolo și costurile transportului cu avioane de lux. Da, mă rog, nu sunt eu în măsură să comentez acest lucru. Sigur că majoritatea politicienilor le place să intre în cancanuri de genul acesta. Probabil că ne va prezenta într-o conferință de presă sau într-un comunicat oficial de la Palatul Cotroceni care au fost țintele, să zic așa, vizitei în Africa și rezultatele, că bănuiesc că nu s-a mers doar să se viziteze, zic eu, părerea mea. Spuneți, dar sunteți convinsă? Nu sunt convinsă, de asta nici nu îmi place să comentez. Adică că era oportună vizita asta? Acum, multe vizite nu au fost oportune, să spun așa. Na,
dacă luăm anterior, comparativ cu alți președinți care nu prea mergeau în vizite de stat sau oficiale sau, mă rog, sau foarte puține, da, poți să fii cărcotaș și să vorbești foarte mult pe subiectul ăsta, dar am spus, eu fiind o persoană pragmatică, nu-mi place să mă raportez la cancanuri. Dacă nu am informația exactă sau nu am putut să am acces să citesc sau să știm, da, din hârtiile oficiale, documentele oficiale, da, eu nici, să fiu curios, nici nu pot să avizez păreri sau să arunc un noroi, pentru că nu este treaba mea. O să văd justificările Cotroceniului, dacă vor apărea, că cu siguranță vor apărea. Poate secretizate? Nu? Da, au fost anumite greșeli, pentru că ați văzut, nu a fost pe agendă că merg în safari, apoi a apărut în timp ce erau acolo. Faza cu tablourile a ajuns absolut virală, nu puteți să spuneți că da, nu, sunt anumite și denumirea greșe. De, nu știu, limba, nu știu, tanzaniană, nu știu, da. Anuca Macata, ceva de genul ăsta, nu știu. Sunt anumite lucruri, memorie, da. Dar, repet, administrația prezidențială trebuie să le clarifice pentru toți cetățenii și pentru cei interesați. Dar președintele, repet, are atribuții pe politică externă și trebuie să-și le îndeplinească la urma urmei. Că mai are puțin din mandat, nu? V-aș duce să pună, și cu asta încheie acest capitol cu președintele, ca percepție, așa, ca imagine publică, să zicem, sunteți invitată într-o vizită la bătrâna și de satul celebru. Toate televiziunile din România, când zic sate cu foarte puțin locuitori, zic iară-i bătrâna la mijloc. V-ați duce în satul bătrâna, presupunând că ați avea posibilitatea să descindeți dintr-un Rolls Royce? Nu știu dacă aș ajunge până acolo cu un Rolls Royce. Dacă ați ajunge, nu, poate că sunt și Rolls Royce în care ajung la bătrâna. Nu, cu siguranță nu. Dacă și papa până la urmă a folosit o Dacia în România, da, la vizită. Ce înseamnă? Toată lumea știe că papa și-ar permite și un Rolls Royce, a venit cu Dacia. Dă bine. Da, este cardul, vorba nu mai de a da bine și de respect deci, pentru de țara. Decență, exact, de decență, de respect pentru țara, da, în care te afli. Și de ce nu? Și noi trebuie să fim mândri de Dacia, da, nu? Și noi avem. Păi acasă. Ar trebui să fim mândri că, nu știu dacă acum, dar în orice caz este firma care aduce cele mai mari încasări, firma privată cea mai performantă, care are un impact asupra bugetului național. Deci. Da, da, ați văzut că a apărut un articol acum că au o problemă cu noile măsuri fiscale, cu impozitarea pe cifra de afaceri. Mă zic eu că nu mă pricep suficient, eu sper să le depășească. Dar apropo că veniți din mediul privat, nu e așa, am auzit și păreri critice, domne, că de acolo vine banul sănătos în economie și eu mă gândesc nepricepându-mă, băi, poate că știu ei ce fac, chiar sper să fie așa. Da, să sperăm că nu va fi ca și cu cash-ul, da? Cu limitarea tranzacțiilor cu cash. Să sperăm că au lucrat și specialiști la restul măsurilor fiscale, că aici nu putem să nu criticăm, dar exact cum am spus și în emisiunea trecută, sunt și măsuri foarte bune care trebuie apreciate și care nu au fost punctate suficient. Dar sunt bune. Până la urmă, v-am spus, trebuie să ne aliniem și noi. Nu putem absolut, nu avem încotro, categoric. Nu putem să umblăm tot pe dealuri dacă vrem să stăm la oraș, nu? Apropo că ați vorbit de alegeri și de faptul că veți candida, sunteți președinte interimară și veți candida pentru un mandat plin, să spunem, la organizația județeană, a fost un președinte așa episodic la PUSL, așa. Domnul Mircea Muntean, asta face parte dintre lucrurile, nu știu, astăzi are că vă țineți de cancanuri. Aparent, dar se joacă, este un joc la miză mare. Adică discutam și ieri cu frații Stroia, sau mă rog, faptul că nu-l aduce un partid foarte mic, ci-l aduce unul dintre partidele aflate la guvernare, înseamnă că se fac niște calcule electorale și el poate părea cancan, dar poate acest cancan poate să aibă în spate 3-4 mii de voturi care nu... Cu siguranță sunt strategii și calcule, pentru absolut, că altfel nu ar fi fost acolo, nu ar fi prezentat interes. Eu mă refeream la cancan când a zis că a fost. La un moment dat a fost o situație absolut particulară, că mi se pare că nu se știa exact dacă era la PUSL sau era la PER. Da, a fost o situație, eu nu eram atunci la PUSL, când
a fost numit parcă într-o zi vicepreședinte la PER și a doua zi a participat la BEX-ul de la PUSL, fiind numit președinte al organizației Hunedoara. Na, ce să zicem, acum... A fost un record, că a fost, mă rog, un record. Mai trec oamenii de la un partid la altul, asta da, este, sau poate a fost foarte popular și atunci au vrut să-l numească în două părți. Nu știu ce să răspund aici, pentru că nu am fost eu în situația asta. Acum glumim puțin, ajungeați ca v-ați uni cu Peru, că așa a fost un caz de ales în două părți, Alexandru Ioan Cuza. Și în Muntenia și în Moldova, dar cele două vreau să se unească. Păi acum ați văzut PER-ul că... PER-ul cu PUSL-ul vreau să se unească, era o manevră foarte bună. Dar ați văzut că filiala PER Arad a trecut la PUSL și urmează și altele din țară, din ce am văzut. Deci a trecut la PUSL. Da, deci practic ar fi ajuns prin, mă rog, fuziune, parteneriat, absorpție, nici nu știu, cu dublă funcție, și de președinte și de vicepreședinte. Deci nu ar fi fost un lucru chiar atât de rău. Da, vom vedea până la urmă, sunt chiar curios, pentru că sperăm să fim sănătoși, să ajungem la momentul în care efectele acestei decizii politice se vor vedea și vom ști mai multe decât speculăm acum. Cu siguranță există o strategie, nu o cunosc și nu putem să o intuim doar, că altfel nu, repet, nu era acolo. Singurul lucru care este aici incert este inconsecvența politică, vorbind că a fost la foarte multe partide. Poate că nu s-a regăsit, că a plecat sau a fost dat afară din PNL, nu? Dacă bine rețin da, eu. Cu mult timp în urmă, și atunci da. Poate că nu s-a regăsit în toate aceste partide, de ce să fim răi? O să vedem dacă la anul, înainte de alegeri, se va regăsi tot aici sau nu. Da. Asta e riscul unde ești, unde l-ai. Nu știu, e un risc asumat. Da, un partid social-liberal, deci practic există două componente, așa cum bine ați punctat, reducerea decalajului dintre bogați și sărați, simplificăm, bogați și sărați, toată lumea înțelege. Da, și ne axăm foarte mult pe antreprenoriatul autohton, am spus și data trecută de lansarea Clubului de Afaceri pentru antreprenorii români, CAR, da, care prinde contur, are deja platforma, este activă, este funcțională și o să vedeți că și aici în județul Hunedoara va fi foarte dinamic acest club, pentru că eu fiind antreprenor îmbrățișez acest lucru ca să strângem sub umbrela noastră antreprenori, să-i promovăm, să-i, nu știu, să ne sfătuim între noi, că până la urmă nu e cineva învățat sau nu le știe pe toate, dar așa cum ceilalți antreprenori străini au fel și fel de cluburi, este important și acest club al antreprenorilor români să existe, să fie funcțional și să ne promovăm unii pe ceilalți. Că așa este normal. Nu să ne sabotăm noi românii, ci să ne ajutăm, să ne promovăm, să fim uniți și toleranți câteodată când este nevoie. Este foarte important. Da, aveți dreptate, se pare că asta e o tară a românilor. Circulă și bancul celebre, că teoretic ne sprijinim, practic, ne sabotăm capra vecinului și toate chestiile de genul ăsta. Da, este o chestie de mentalitate la noi, dar poate că așa, încet, încet, cu o generație tânără de politicieni, cu o generație tânără de antreprenori și cu ceilalți, că avem nevoie de experiența, da, persoanelor cu experiență, cu o anumită experiență, da. Că mă repet, dar este nevoie de un alt suflu și în politică, și în antreprenoriat și peste tot, da? Și antreprenoriatul, repet, trebuie să fie susținut, să aibă predictibilitate. Ceea ce în România, îmi pare rău că o spun de fiecare dată, dar asta este durerea cea mai mare a mea și nu numai a mea și a celorlalți antreprenori, noi nu avem predictibilitate în România. Legi care se schimbă foarte repede, guverne care se schimbă foarte des, miniștrii care se schimbă foarte des, adică și o delegație străină dacă vine și vorbește azi cu un ministru, peste o lună cu alt ministru, cu alt prim-ministru. Fiecare cu alte idei și cu altă abordare, da? Da, pentru că nu avem o strategie de țară, adică chiar dacă s-ar schimba acești miniștri, ar fi foarte important ca strategia să continue. Și atunci n-ar mai fi nicio problemă. Da, chiar discutam și înainte de televiziune cu Gabi Mărginean, directora Postului, nu-i așa? Că s-ar impune să poți creiona un plan de afaceri, hai să spunem, nu pe 10 ani, că e mult,
dar cel puțin pe un an. Să știi, domnule, în anul ăsta intrările sunt astea și le pot estima, nu că cineva se răzgândește brusc și... Păi ați văzut că la bancă tot timpul îți cere un cash flow, da? Da. Foarte strict și să spui pe un an sau pe trei ani ce faci, ce contract ai, ce îți propui. Păi hai să fim serioși, nu, astăzi nu mai poți să faci lucrul acesta. Adică tu nu știi de unde pleci și unde vii. Asta e antreprenoriatul astăzi în România. Fie că ne placem să recunoaștem, fie că nu. Și cel mai rău platnic este statul. Pentru că toate firmele astea care interconectăm, colaborăm între noi, până la urmă, beneficiarul final este statul. Aici este cea mai mare problemă. Și aici trebuie să se regleze lucrurile. Mi-a zis asta și o critică. Da, este o critică care mi-o asum, pentru că este adevărată. La adresa procedurilor care exista. Foarte greoaie, foarte greoaie și foarte greoaie. Mă gândesc, sunt pe ultimele minute din emisiune, mă gândesc că o strategie, având în vedere că urmează alegeri în partid și alegeri în general în țară, este și cea de atragere a tinerilor. Iarăși vă spun că mi-a plăcut, cred că mai este în partid, da, domnul care se ocupa de... Da, bineînțeles. De informatică. Este acum învață, care are un examen important și... Pentru că cu asemenea oameni care sunt buni comunicatori, poți să atragi tinerii pentru că văd că, uite, domnule, se poate. Este un model care intră și în politică și care... Da, au mai venit tineri la noi în partid, să știți, și chiar sunt mândră de ei, foarte serioși, foarte implicați, care doresc să facă și asta e un lucru bun. Adică așa trebuie să facem, să ne implicăm. Sigur că e mai comod să stai în weekend acasă, nu te duci să stai prin frig, să nu vorbești cu oamenii, că unii sunt timorați, alții sunt comozi, alții... Nu știu, mai bine se duc și bea un ceai. Da, adevărul ăsta este, da, trebuie să depunem și un efort ca să reușim să facem ceva. Nimic nu se poate face fără efort la urma urmei și fără muncă. Asta trebuie să înțelegem. Ca să ajungem undeva, trebuie să muncim. Este foarte important. Coordonatoarea Departamentului pe Transilvania, cu asta o să și încheiem emisiunea cu această întrebare, ați mers în multe orașe mari. Ce diferențe sesizați în maniera în care puneți problema la Deva, să spunem, față de Sibiu, față de Timișoara, că cred că la Timișoara a fost așa. Vă referiți din punct de vedere al percepției oamenilor? Din punct de vedere al percepției, cam care este un englezist la care este vibe-ul, cum se simte energia locurilor respective și dacă sunt... Da, energia este bună peste tot, să știți că oamenii s-au săturat, vedeți și manifestul pentru siguranța copilor noștri de duminică a fost o acțiune foarte frumoasă în care nu agasezi omul sau nu pur și simplu îi spui ce poți să faci tu și ce vei face tu. Urăsc asta la politicieni. Sigur că vom face. Pe mine dacă o să fac, sunt cea mai bună. Nu sunt cea mai bună. Dar știu că ceea ce fac foarte bine. Asta este ideea. Dacă faci campanii de acest gen, poți să atragi atenția și să conștientizezi cetățeanul că poate să se implice, nu neapărat să fie membru de partid, dar că are un rol important și este vital să se implice în viața publică, în viața politică, adică să-și pună cuvântul atunci când trebuie, adică să voteze și să asculte, să fie receptiv la toate partidele, indiferent dacă mie îmi place sau nu, roșu, galben sau albastru, nu contează, da? Sunt atentă la toate, să zic așa, tot ce se prezintă și după aceea pot să analizez, să sintetizez și să trag o concluzie. Este foarte important. Sigur că fiecare avem gradul nostru de percepție, dar repet, este important să ne implicăm, că dacă nu ne implicăm și trecem pasivi, nu s-a întâmplat asta la Sibiu. Toată lumea a fost foarte receptivă. Sigur că erau și foarte mulți turiști, că s-a deschis târgul de Crăciun, a fost un dute vino permanent. Este o idee generoasă cu interes spre țară. Dar percepția a fost bună și am fost bucuroasă. Adică a meritat frigul pe care l-am îndurat duminică, să spun așa cu ghilimele de rigoare. Pentru că există satisfacția asta când vezi că oamenii au un vibe, cum a spus dumneavoastră, pozitiv și te mulțumește, te bucură. Încheiem emisiunea pe acest fond pozitiv. Cred că ne vom mai vedea până la sfârșitul anului. Nu vă doresc sărători fericite, dar vă doresc succes în tot ceea mulțumesc faceți. Multă sănătate. Doamnelor, domnilor, invitata ediției a fost doamna Raluca Bugnar, președinta Organizației Județene PUSL Hunedoara și coordonatoarea Departamentului pentru Transilvania de la același partid, evident. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor!
să închid acest live. Deci este interzis, ați auzit. Mi s-a comunicat că nu va fi nicio declarație de semnat. O să vedem. Mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Xenia Croitoru, care se află în Palatul Parlamentului. Xenia, Diana Șoșoacă a continuat să filmeze.